Ajungem pe plajă și trebuie să găsim copilul, care plângea după colac și după ochelari și după masa eventual, nu știu, după cine plângea. Dar... Crezi că m-o fi ajuns acolo? Cine da, fi luat-o? Cine a dus-o acolo? Și de ce? Cu ce motiv? Adică de ce să las și un copil pe o insulă de-asta umflat așa și să plângă ore în șir, să aștepte doi tâmpiți îmbrăcați în roz, să-i ducă un colac și niște ochelari? Hai, mă! Stai, adică mi-am agățat-o pe aici. Pantera mea roz. Ți-ai prins-o de ciucurel? Bă, să spui ea ca lumea. Ma'am, I know to swim. I'm a good swimmer. Please. Înotăm bine. Lasă-ne, Doamne, iartă-mă. Pierdem timp să ajungem la fetița, să zicem cu ăla. Safety first, safety first. Safety first. Trage-mă de aia, de asta. Hai, mă, nu cred că ești așa. Să-mi bag picioarele, pe bune. Și nu pot să trage aia. După ce că aveam costumul ăla roz, mi-au intrat toate ațele alea în... M-am ștrangulat pe la... Nu mai zic că se uită oamenii ăștia la noi. Pune-ți gluga aia, băi, Răzvane. Răzvan, pune-ți gluga, băiatul meu, că dacă... Măcar să nu dăm greș dacă totuși e... Păi nu vii să ne iei? A! În discoater? F*** me, my friend. Ne suim pe insula plutitoare a vieții. Nu, te vreau, Pink Panther. Nu, de Pink Panther. Bă, și Răzvanul ia la fugă. Bă, fraților, și cu Marta de la spate. Auzi, Răzvane? Ți-am intrat alea, b***e! Zi-mă cum are, da? Băi, să vedeți unul mare așa, cu un c***e, și cu două de alea băgate în c***e, două sfârnele alea care te ce fac acolo. Problema e că l-am văzut pe el și m-a pupnit râsul și m-a gândit cum o-i arăta eu. Aici era legazul cel mai mare. Hello! Hello. Alergăm, ajungem până la niște oameni care ne zic că trebuie să ne întoarcem când la vasele de salvare. Întoarce-te, mai fă o dată traseul, mai sare o dată în apă, du-te, pune-ți vestea de salvare, iau de la capăt. Dar nu mai luăm geanta, luăm păi, da, poate trebuie, poate trebuie. Ce naiba să trebuie? Dacă trebuie, dacă trebuie, hai! Am avut un mic conflict la intrarea pe insuliță, pentru că eu am insistat să merg cu poșeta. Nu, că ea este o persoană foarte elegantă. Ea, cred că și la duș, când se duce cu gentuța. Și cu o broșă în piept. Eu la duș nu merg fără o broșă. Bă, ia ăstea dinăuntru, nu vezi? Ce mă enervezi? Ce f***a țipi așa, bă, frate? Mă enervezi că nu ești atent. Ce să iau? Ai și niște accesorii pe care trebuie să-i le duci. Vai, dacă cad în cap, să-mi bat picioarele. Dacă cad în cap și nici nu au imunitate, am bat picioarele. Hai, adu-ți! Sunt un prezervativ pe o insulă plutitoare! Ce-mi place! Superb! M-am născut să fac asta! Hai, adu-ți, haide! Bine, stai să nu cad! Ah, mi-am sucit glezna. Am călcat strâmb, mi s-a dus glezna destul de nasol. Nu m-am lăsat bătut, am continuat. Să ai grijă, stai, nu veni! Da, du-te tu prima! Hai, repede! Hai! Era un fel de scară ceva, trebuia să avem grijă să nu cădem în apă. Nu, că o să cădem amândoi! Haide! Stai! Du-te înapoi, că o să cădem amândoi! Hai! Bebe! O să cad în apă! Nu caz, mergi ușor, hai! Păi, dar nu! Ai vină cu coace ca să vezi! Păi, dar vină tu, că o să ne balansăm amândoi! Mi-a fost mie un pic frică, așa că am găsit o altă soluție de a trece, nu în picioare, ci în patru labe. Hai, adu-ți, pășește pe el ca pe o scară. Imaginează că-ți e o scară. Hai. Aia! Bravo! Fă cum am făcut eu, că e mult mai easy. Așa, bravo. Dacă era isteric ca mine, puteai să cazi de pe treaba aia, că nu era stabilă. Dacă erai mai chipzuit ca Maria, îți calculai fiecare păsuc și mergeai ferm spre copilul care aștepta. Deci aici erau abagiu și ăștia. You're amazing! Ți-am adus o sacoșă de Manila sau de unde suntem pe aceasta. Nu, trebuie să țineți că ea a fost. Foarte drăguț din partea voastră. Adu-l mama acasă. În depărtare se vedea imunitatea, la care nu cred că am ajuns. Ați alergat pentru imunitate astăzi. Da. Nu mai zâmbi așa, te rog. Ce mă enervează cum face Gina, bă.
cum stă, uite, ce face? Și începe să ia la vorbă, da? Lasă-mă, măi, femei! Zim, pe ce loc sunt? Dragii mei, vorbim acum despre cazare, mașină, masă... Mai zine, ca să ne dai acum fata 100 la... 100 de că... euro! N-ați ieșit, da? Căutați-vă cazare, dragii mei! Când, bă, mă vine să mă arunc în apă! Nu ne mai trece pe la nas chestii, femei în etate, ne face așa și... Lasă, zi ceva, că mie îmi place, dacă îmi dai ceva pe la nas, foarte bine. Atunci vă las ca să vă schimbați și vă anunț mai încolo, da? Hai să scopăm. Ne vedem mai încolo. Scoate să arunc la să mergem. Deci eu am două probleme în acest moment. Unu, uite cum am făcut de la costumul vieții. Deci eu dacă m-am albăstrit degeaba și mi-am udat și șosetele mele și n-am luat imunitatea, eu mă dau capul de pereți în acest moment să-mi bat picioarele. Simpaticilor, se mai termină o emisiune în Filipine. Asia Express 3. Ați fost 9, ați rămas 8 și sunteți din ce în ce mai simpatici. Simpaticul. Până și reactoarele, parcă... Da. Parcă și-a revenit puțin. Parcă nu mai sunt reactoarele 3 și 4. Mai ce-a fost odată? A dat un pic de îmbătăjos. Și vă țin de vorba așa ca să nu mă întrebați de ordinea în care voi ați ajuns la mine. Că tot ai adus vorba. Da, dacă tot zici. Dar nu este important, nu? Ba da! Mi-aș dori foarte mult să ia imunitatea Alex și Mario, pentru că o merită și cred că i-ar ajuta. Dar având în vedere că Peristei nu l-am văzut deloc, nu știu ce să zic. Au ajuns la mine. Foarte repede după învingători. Ada și Cătălin. Bine. Bine. Dai seama cât ne ofticăm, pentru că am tras tare să ajungem, mai ales că noi am avut două dezavantaje ieri. Am plecat de două ori pe ultimul loc. Cum se întâmplă la noi? Foarte repede după. No, asta este, no. No, ce să-i faci? No, nimă că pățăști. No. Pățăști să te albăstrești de-am pixul. Pui mei. După Ada și Cătălin, noi credeam că ei sunt primii. Nu mai știam pe cine să punem pe primul loc. Maria și Lia. Oi. Care sunt, de fapt, pe locul 3. Ah, mai ți-ai mic. Ăsta-i stilul nostru. Noi avem performanțe, dar nu în ziua în care ele sunt cerute. Le avem în alte zile. N-ar reuși să ne găsim ritmul la Asia Express. Pe locul 4, frații Listei. Bun. Iar bombonelele roz, reactoarele 3 și 4, pe locul 5. Care nu mai sunt ce au fost urmate reactoarele. Ok. Abia aștept să vă jur, îmbrăcați în roz, deci abia aștept. Nu vreți să vezi asta. Eu le-aș fi dat lor imunitatea de data asta. O merită. Pentru că sunt foarte amuzanți unul la mână și cumva oboseala și-a spus cuvântul în ceea ce îi privește. Am observat asta în timpul jocului și cred că ar fi avut nevoie de imunitate, real. Dar, până la urmă, câștigă cel mai bun. Pe locul 6, Alex și Mario. Bine! Asia Express îți dă toate planurile peste cap. Tot ce pare avantaj se poate dovedi a nu fi. Pentru că cineva care a plecat mai târziu a ieșit în drum exact între cea mașina aia. Generoasă, potrivită, rapidă. Așa că nu numai noi, ci toată lumea a fost surprinsă de locul obținut în clasament. Au mai rămas 3 locuri. 7, 8 și imunitatea. Pe locul 7, simpaticilor, gărgărițele roșii, da. Carmen și Alina. Poate în zona asta mai nord, poate nu mai merge la fel de ușor cu frumusețea, cu blonzimea. Iar imunitatea, dragii mei, a acestei etape, este câștigată de Ștefania și Spic. Bravo! Bravo! Bine! Eu am zis prima oară că faci mișto, mă zic. Deci m-am uitat la zi, hai, lasă-mă. Ați câștigat imunitatea. Du-te, bă, de aici. Nu, 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 nu. Bă, nu. Nu, te cred, nu. Mintea mea a refuzat să creadă că suntem pe primul loc. Jur pe roșu, uite, jur pe roșu. Eu mă duc în apă, bă! Eu ce fac, am de timp. Hai, n-a, p***a, Ciprian. Nu-i nevoie să ai încă o cazare așa fiertit. Ăsta este cel mai fericit moment, nu? De până acum. Da, păi pentru că este imunitatea cea mai importantă. Să fie la ei acolo. Câtă vreme nu e la noi aici. Vreau să fac asta, să-i mulțumesc lui Alex. Foarte jumătate este datorită vouă. Așa că vă mulțumim din suflet.
Trăiește mare aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.